Nu suntem chiar în pădure, dar întrebarea rămâne. Ce avem noi aici? Aici avem un cadou foarte simpatic pe care tocmai l-am primit de la Knockout. Este vorba de niște mânuși de sparing. Sunt de sparing pentru că sunt de 14 unci. Sunt niște mânuși foarte bine lucrate. Chiar sunt impresionat de calitatea mânușilor. Și să vă spun de ce. În primul rând avem piele de vacă. Piele de vacă serioasă și groasă, așa cum trebuie să fie pe niște mânuși serioase. Și în al doilea rând sunt foarte, foarte bine făcute. Nu sunt mânuși de meci, deși există și mânuși de meci, puteți găsi pe site-ul celor de la Knockout, sunt mânuși de sparing. Avem mai mult decât atât, avem o calitate foarte bună a lucrăturii. În afară de exteriorul care este bine făcut, avem tot felul de ranforsări. Avem inclusiv aici protecție pentru podul palmei, pentru că știți foarte bine că există mulți parteneri de antrenament sau adversari care vă bagă tot timpul cotul în momentul în care loviți o pertuță și este bine să fiți protejați și în palmă. Mânușa se așează excelent pe mână. Fiind o mânușă un pic mai mare, nu este neapărat o mânușă de viteză, dar este o mânușă foarte bună pentru că vă protejează bine. Evident, avem toată gama de mânuși la cei de la Knockout, avem de 10, 12, 11 și așa mai departe. Să vedem în schimb la ce folosesc. Haideți să vedem dacă putem să lucrăm un pic de exerciții de dexteritate cu ele sau nu prea este frumos cum îmi încheie mânușa, dar când n-are cine să mă ajute, mă descurc singur. Hai să vedem, să ne jucăm puțin. Hai mai vedem o dată, poate merge și mai repede, cine știe. Hai să vedem și alte combinații, exemplu, un 2 schivă dreapta croșeu, poate merge. Mai vedem, mai adăugăm și o dreaptă, ca așa vrea antrenorul meu de astăzi. Hai să vedem, un 2. Încă o dată să vedem. Și poate încă o dată, poate iese mai repede, că sunt bune mânușile. Mie îmi plac. Sper să vă placă și vouă și săptămâna viitoare poate mai găsim și altceva. Și o să vă arăt și o grămadă de alte exerciții simpatice.